Bună seara, bun găsit tuturor! Continuăm săptămâna cu vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal. Miercuri se răcește însă în jumătatea nordică a țării, iar joi temperaturile scad peste tot. Acum vă spun ce se întâmplă pe continent. Mâine se anunță o zi destul de neplăcută cu cer acoperit și ploi pe partea nordică, central-nordică și în nord-estul Europei. În zonele montane din aceste regiuni o să cadă poviță și ninsoare. O să plouă și în sud-vestul extrem, în rest, găsim vreme bună și ceață la începutul zilei. Temperaturile scad în zona centrală, dar în vest și sud-vest se mai încălzește puțin. În sudul Spaniei se pot atinge chiar și 35 de grade ploile din zona nordică și central nordică se retrag treptat către nord-est. În același timp, un alt val de precipitații se va extinde dinspre Oceanul Atlantic, cuprinde vestul, nord-vestul, centrul Europei și aduce cantități însemnate de apă. În schimb, în est și în sud-est domină timpul frumos. Aerul cald acoperă majoritatea zonelor și doar prin nord găsim un aer rece. Acesta coboară treptat pe partea estică, așa că la mijlocul săptămânii temperaturile scad și pe la noi prin țară. La final, aerul rece se retrage către nord-estul Europei. În România, la noapte, cerul se păstrează curat peste tot, nici vântul nu prea se simte. Singurul fenomen anunțat de meteorologi este ceața din zonele joase. Aceasta o să apară mai ales în Transilvania, pe unde se face destul de frig. Temperaturile coboară sub 0 grade în depresiuni. Și ajung pe la minus 2 grade în brașov. În schimb, pe litoral vor fi în jur de 10-11 grade. Mâine. Nu sunt schimbări în prognoză, ne așteaptă încă o zi cu vreme frumoasă și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în acest moment al anului. E drept că avem o dimineață rece cu ceață în unele zone. Mai ales prin Transilvania nori apar destul de rar și atmosfera devine plăcută după prânz. Maximele ating și chiar depășesc 20 de grade în cea mai mare parte a țării, după cum vedem și pe hartă. În dealurile moldovei o să fie cel mai cald, se vor atinge 24 de grade. Valori mai modeste de 17-18 grade vor fi aici pe litoral. În București urmează încă o noapte senină cu vândomol și vreo 6 grade în zona centrală. Temperatura coboară mai mult la marginea orașului, pe unde vor fi în jur de 2 grade. Mâine, atmosfera se menține însorită toată ziua, se face din nou mai cald decât ar fi normal și maxima ajunge pe la 20 de grade. Și la munte găsim vreme frumoasă și temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Mâine noapte în masivele nordice apar ceva norări, poate și câțiva strop de ploaie. Până atunci avem o zi plăcută cu soare, câțiva nori și un vânt mai intens la altitudini mari. Se vor înregistra 17 grade în predeal și 12 grade în semenic. Așadar, ziua de mâine ne aduce vreme caldă pentru această perioadă, cer mai mult senin și până la 24 de grade în dealurile Moldovei. Miercuri, în jumătatea nordică a țării, temperaturile coboară spre normal. Se adună nori, este posibil să picure trecător. Pe partea sudică avem încă o zi însorită și caldă, cu 23, chiar 24 de grade. Joi se răcește peste tot, în jumătatea sudică s-ar putea să cadă câțiva strop de ploaie, iar vântul se intensifică, mai ales în est, în sud-est și pe crestele montane. Ziua de vineri ne aduce soare, vreme bună, temperaturi potrivite momentului. Vântul se menține activ, iar la în noaptea următoare o să plouă slab și în jumătatea de nord a țării. Nu uitați, scanați codul QR de pe ecran și aflați prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țară.